Bună! Ce mai faceți? E zi bună! Ce mai faceți? Tu râzi acum, dar zic, eu am făcut o șotie și o să vă arăt îndată ce am făcut, da. E weekend și am zis să mai facem și noi ceva de weekend, așa să facem un tiramisu. Adică să fac un tiramisu în timp ce ea mănâncă crema și piscoturile, nu? Da, că ți-a plăcut, așa? Și era liniște la un moment dat așa și pregăteam eu acolo prăjitura și zic, oare ce face Anastasia mea? Și ce credeți? Doar când e liniște, copiii ce pot să facă? Decât ceva, ce? Ceva la care noi o să zicem, wow, nu, sau da, sau nu trebuia să faci aia. Așa că haideți să întorc camera să vă arăt ce a făcut Anastasia. Știu că am lipsit câteva zile pentru că, practic, m-am axat pe creșă, pe ea. Da, nu prea am avut activități altele decât acestea, în fiecare zi la creșă. Primele zile bineînțeles că a plâns din nou, n-a vrut să stea, apoi am mai stat eu cu ea înăuntru jumătate de oră, după aia încercam să plec, iar să vin înapoi, dar tot plângea. Când mă duceam să o iau, o găseam singură, adică singură, nici lângă ușă, cu ceva în mână, ținea strânsă jucărie și spunea, mami, mami. Din ce am înțeles în ultima zi, se mai oprea ea din plâns și se juca, dar de mâncare n-a vrut să mănânce nimic, nici nexul, nici prânzul ce i-au dat. Am încercat să o las 4 ore cel mai mult, aproape 3 ore și jumătate. Asta, dar la fel, s-a jucat, dar n-a mâncat nimic, probabil de supărare. Da. Și cam asta e. Ia să vedeți ce a făcut domnișoara mea. Ia uitați. Artă, da? Poftiți, vă rog. Cât timp eu am făcut tiramisu, ea mi-a făcut artă pe perete. Da, așa. Hai să filmezi, Anastasia, nu? Ca să ai peste ani de zile când mai crești, înțelegi, să te uiți să vezi ce ai făcut, da. Nu? Păi e prima ta pictură, e, ce să zicem, e artă, artă. Acum să vedem cum totuși scăpăm de ea, da. E artă, artă, da. Și cam asta e, ne-am chinuit în ultimele zile cu creșa și cu acomodarea. Acomodare care nu prea i-a plăcut, da. Ce faci? Nu scoate limba, că nu-i frumos să scoți limba. Nu, nu e frumos. Da, vezi, mai e și un semn de bună purtare. Păi, mamă, păi, wow, cine a făcut acolo? Cine a făcut? Vezi, te miri și tu. Ce ai făcut acolo? Ce ai vrut să faci? Da, mama e de vină, că ți-a dat creioane și te-a lăsat singurică. Trebuia fără să-ți dea, da? Așa. Cine e acolo? Cine e acolo? Oh, Dico, cine e aici? Da, unicornul tău care îți place, uite, desenat și pe el, vezi? Of, of, mai, mai. Da, cam atât. Of, of, ce ai făcut acolo? Of, of. Așa e frumos, așa? Oricum trebuie să renovăm la vară, așa că bine că ai începutul de pe acum, da. Da, trebuie să vorbim la vară. Iată pupici, hai de pupici. Nu vrei să arăți? De ce nu vrei să-mi arăți? Hai, arată cum dai cu aspiratorul. Hai. Nimica. Nimica nu vrei? Mica. Hai, ia aspiratorul și arată-mi cum dai. Haide. Haide, arată-mi și mie. Uite, hai că-l pornesc eu. Uite, vine cu ala mami să vezi. Hai să-l pornim. Uite, wow! Hai. Ia în mânuță, ha? Haide, dă cu aspiratorul, ha? Ți-e frică când îl auzi? Păi de ce, mami? Uite că el... Uite ce are, niște biluțe acolo, îți arată că a strâns și a făcut curat, vezi? Hai! Bip, 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 bip! Bip, 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 bip! Hai, fă-și tu curat! Da! Așa, mami, așa! Hai, ia vezi, mai merge? Acum, da? Așa, mami, așa! Fetița harnică are mami, da? Bravo! Bun, și după ce ne-am jucat puțin, am zis să facem și altă rețetă, nu doar tiramisu. Apropo, nu cred că v-am arătat tiramisu, dar e un fel de tiramisu, pentru că n-am avut mascarpone, l-am făcut cu o cremă, cu altfel de cremă de ciocolată. Aoleu, plouă afară. Da, suntem în Anglia, deci plouă. Ce noutate! Așa, și m-am gândit să fac niște tocinei, pentru că am văzut la cineva pe Facebook și mi s-a făcut poftă. Dar vreau să fac niște tocinei altfel. Am găsit acum căutând rețete pe YouTube. Am și niște brânzetele mea și mă gândesc că nu mai bine. Sunt tocinei din cartofi și brânză.
Și rețeta arată că întâi fierb cartofii, după care adaugi brânza, un ou, pesmet, amesteci bine și apoi îi prăjești puțin în puțin ulei. Îi faci ca niște rondele, ca niște chiftele și apoi pasezi un pic și gata e. Să vedem ce reușim să reproducem și noi după rețeta respectivă și vedem, că n-am încercat niciodată până acum cu brânză așa. Vă arăt imediat. Bun, cam așa arată tocinei noștri cu brânză și cu ou și pesmet. Am zis că am pus cartofi la fiert și apoi am amestecat cu pesmet, cu două ouă și cu pele mea de oaie. Și cam așa o să arate rezultatul. Da, tu de ce te plângi aici? Cred că ți-e somn, te prostești? Ce mănânci? Ia zi. Ce mănânci? Biscuite? Ia zi. Ia, cum zici tu? Ha? Cum se cheamă? Biscuite? Buchi. Buchi? Așa se cheamă Buchi, da. Bravo. Buchi, hai, dai pupici? Noi. Nu vrei să-mi dai pupici? Bine. Vrei să facem nani? Cam e ora ta de nani de acum, da? Bună, dragilor! Ce mai faceți? Noi acum ne ducem până la magazin, așa este? Anastasia? Da! Ai găsit clopoțelul? Suntem puțin răcite amândouă. Nu știu de unde a luat răceala, dar asta este ce să facem. De duminică încoace, avem vreo 4 zile, sper să ne treacă repede. Și să vedem ce cumpărăm, vă arătăm mai îndată. Bun, și cum am zis, am ajuns acasă, am zis să vă arăt ce am cumpărat, așa că hai să-i dăm drumul să vă arăt câteva produse. Am fost până la Aldi pentru că e mai aproape de noi, fac 5 minute. De obicei, ori la Aldi, ori la Tesco, dar ăsta, dacă e aproape, am zis să mergem aici. Bate un vânt groaznic astăzi afară, am impresia azi noapte și azi dimineața aveam impresia că o să intre în casă, să dărâmă casa, geamurile, așa de tare se auzea. Cred că e vreun ciclon ceva prin zonă iar. Da. Haideți să vă arăt ce am cumpărat, am zis. Am luat niște tagliatele. Să vedem, să încercăm, sper să-i mai placă fetiței mele, să-i mai diversific meniul. Că am văzut că noodle și cei chinezești și de orez îi mănâncă, care sunt mai subțiri. Sperăm să-i mănânce și acestea, vedem acum. Am luat niște pâine cu usturoi să fie în congelator când se termină pâinea normală, dacă avem nevoie. Am luat niște cauliflower cheese, cum mai spune, conopidă, niște conopidă să facem la cuptor, să mai ia soțul la muncă, să mănânce seara. Aici am luat niște cheesecake, niște tortuleți cu brânză sau nu știu cum să zic așa, și cu biscuite, ceva de genul, cu tofu. Apoi o pâine mai micuță cu semințe, ne place asta. Așa. Ce am mai luat aici? Niște rodie gata desfăcută pentru cea mică. Îi place foarte mult și mănâncă semințele, deci numai bine. Astăzi o să-i mai dăm niște rodie la desert. Luat o salată normală. Să o amestecăm cu alte roșii și castraveți, ce mai dorim, mai punem noi aici. Să mai mâncăm și salată roșii, după cum spuneam. Amestecăm cu roșii picolo. Acestea ne plac mai mult. Sunt mai gustoase, cred, dintre toate, pentru că, știți voi, când nu e sezonul, nu prea sunt gustoase multe legume. Apoi, deși a crescut, i-am mai luat niște iaurt din acesta pe care scrie de la 6 luni în sus, pentru că e... Eu mă uit să fie, să aibă, să fie ok, adică, din punct de vedere al ingredientelor. Și acesta este... Ok, zice că are 34% iaurt și restul e piure organic de fructe, deci mă interesează să fie, chiar dacă e la vârstă mai mică, să fie ingredientele bune pentru ea. Aici niște hummus caramelizat cu ceapă, scuzați, sunt puțin răcită și nu mai gândesc neuronii așa bine, da? Aici n-am luat niciodată și am zis hai să încerc și treaba asta. Sunt niște mini file de niște fileuri de pui, de piept de pui, cred că mici, dar ele se cheamă tempura chicken. Le se fac în 15 minute la cuptor. N-am mai luat și am zis hai să iau acum să vedem cum e.
Probabil că pot să-l fac și eu cu pezmente același lucru, dar am zis hai să încercăm ăsta, să vedem cum e. Dacă ne place sau nu. Apoi avem niște biscuiți așa cu ciocolată amăruie, dark chocolate, să fie așa în sertarul cu bunătăți, chiar așa, în dulăpiorul cu bunătăți. Chiar așa, voi toți aveți un sertar cu bunătăți, pentru că am mai văzut la alt canal, acasă la Raluca, la fel, le sortează și le organizează foarte bine pentru fetițe sertarul de bunătăți și le pune pe căprării, cum s-ar zice. Cred că fiecare are câte un sertar de bunătăți, nu? Puteți să lăsați un comentariu să-mi spuneți. Aici am luat un sos de paste și cu busuioc, cred că zice, da. Sos de roșii cu busuioc pentru paste. Vedeam, îi dau simple Anastasie dacă o să vrea și dacă e ok și mănâncă, să pun separat și cu sos pentru noi sau să văd dacă îi place și ei sosul, pentru că uneori mănâncă roșii, uneori nu mai mănâncă roșii acum. Înainte mânca foarte multe, dar de când a avut o indigestie nu mai mănâncă. Am mai luat o făină să fie în casă, la casa omului, când rămân fără pâine să fac eu pâine. 50 de fii, foarte bună la Aldi. Ceapă, așa, 50 de fii, 3 cepe. Mi-am amintit. Niște măsline, o lire, am uitat să vă zic prețurile la celelalte, dar acum mi-am amintit. Aici am luat niște, iarăși, n-am mai luat niciodată, se cheamă Babs, mănâncă ei englezii foarte mult dimineața. Dar e un fel de pâine umflată, să zic eu așa. Mănâncă sandwich, gen, sau își pun sausage, cum îi zice, își pun cârnați în ea. Eu am luat-o, zic, poate îi fac într-o zi în care n-am timp să gătesc sau ceva, poate îi fac sandwich-uri soțului la muncă cu ea. Pentru că nu prea mâncam sandwich-uri de multă vreme. Aici, ce mai avem? Avem un hot smoked salmon. Deci avem două fileuri de somon afumat, așa arată. Îi place Anastasie și mănâncă și ea. Și mănânc și eu de obicei, așa că am luat să îi dau. Ne-am mai făcut o bucurie, un suc de portocale. Am zis, hai. Aici avem niște, cum să-i zic eu, șuncă de curcan sau ceva de genul, cred că, nu știu cum îi zice exact. Șuncă de curcan, zice că are 80% curcan, restul apă, starch, sare și glucoză, sirop de glucoză. Dacă are 80% de carne de curcan, zic că e foarte bun. Cred că a fost 1,30 lire la Aldi, 1,30 lire. Și acesta este o șuncă afumată Brunswick, germană, tot de la Aldi. E o liră și zice că are 94% porc. Deci carnea și după aia sare și antioxidanți. Nu mare zic eu că e destul de ok la prețul acela și dacă chiar oferă atâta carne. Apoi aici am mai luat niște piept de curcan, așa bucăți să faci friptură, gen sunt astea. Uitați aici, din curcan. Acesta cred că a fost 2 lire. Da. Așa. Am mai dat un ketchup, că se terminase. Ketchup, zice că are 53% roșii, oțet, sare, zahăr și alte arome naturale. Mă rog. Nu știu cât de naturale. Ce mai avem? Mai avem, am luat un pireu gata făcut pentru când am timp sau nu mă simt bine, să-l facem. Și mami, mami, un puțin. Da, mă scuzați, a revenit pentru că a venit fetița mea răcită să-i suflu nasul. Și asta am făcut între timp. Aici am mai luat niște waffles, nu știu cum să le spun altfel. Sunt aceste pătrățele care pot înlocui clătitele sau poți să le încălzești puțin 20 de secunde la microunde și apoi pui dulceață și sunt foarte bune. Sau poți să le pui la toaster, depinde cu ce vreți să le mâncați, de obicei le mănânc cu dulceață. Eu m-am luat un castravete, bineînțeles pentru salată. Și mai avem cartofi, o pungă de cartofi și cam atât. Da, cam asta au fost cumpărăturile.
cred că a fost în jur de, nu mai știu, 30 de lire, ceva de genul. Asta e de azi. Eu le arunc pe toate de obicei, nu știu dacă e de azi. 35 de lire, da, de astăzi. Am zis, merg la Aldi pentru că e aproape și pentru că chiar are unele lucruri ok, foarte bune calitativ, la prețuri mici. O să vreau să fac și o comandă online în viitor, la apropiat de la tabă de la care fac, să mai iau niște fructe organice, pentru că aici nu găsesc multe pentru Anastasia, să fie mai sănătoase. De la Sainsbury sau de la Ocado, să vedem. Da, cam atât pentru astăzi, pentru că suntem răcite amândouă și nu prea avem chef de nimic. Afară îmi bate un vânt, arată e 12-13 grade maxima. Mă uit că a venit o păsărică la mine în grădină. De obicei le mai aruncăm firmituri de pâine. Anastasia s-a învățat, a văzut și le zice puiu, puiu și le aruncă firmituri de pâine fiecare zi. Și acum vin să culeagă ce găsesc prin iarbă. Așa că nu o să facem mare lucru, o să gătim ceva din ce am cumpărat și poate vă arătăm pe cameră câteva ce facem, ce încercăm să facem. Probabil pastele pentru Anastasia. Mai avem niște ciorbă de ieri și stăm pe relax pentru că suntem răcite. Ce să facem? Săptămânile astea nu prea am filmat pentru că am fost la creșă, a plâns tot timpul la creșă. Acum mâine și poimine ar trebui să meargă din nou la creșă, dar nu cred că merge pentru că e răcită. Cum am zis, și curge nasul gen din 5-5 minute și nu cred că o să aibă cineva grijă acolo de ea să-i șteargă nasul atât de bine și nu cred că o să simtă bine să stea cât ar trebui, 5 ore, 4 ore, jumătate de zi. Astăzi trebuia să mergem la not, dar iarăși n-am mai mers la not pentru că e răcită și să vedem. Cred că tot de acolo de la creșă o fi luat răceala asta vineri, pentru că duminică s-a concretizat în simptome. A început duminică după amiază și de atunci suntem amândouă cam varză. Dar trecem noi și peste asta. Da, haideți că mai vorbim mai târziu. Pupici!